Două noi cazuri de gripă au fost înregistrate în județul Suceava. Două femei, una de 35 de ani din Mihoveni și alta de 70 de ani din Suceava, au fost diagnosticate cu gripă. Analizele efectuate la Institutul Cantacuzino din București au arătat că este vorba despre virusul gripal AH3. De la 1 ianuarie și până în prezent au fost înregistrate la nivelul județului 5 cazuri de gripă, din care 4 cu virus AH3 și unul cu virus AH1. Cum se protejează sucevenii de gripă sau de alte infecții respiratorii, aflăm de la ei. În primul rând, vitamina C este foarte bună, 2-3 pizi și răsești cam rar. Și tratezi atunci la primele simptome? La primele simptome mai luăm câte o pastilă ceva. Mergeți la medic sau luați acasă? Nu. La farmacie. Merem chiar la medic pentru orice. Mă duc atât cu îmbrăcămintea, cu un ceai, cu... Vitamina C, știu eu, medicamente. De astea mai normal, ca de treabă pentru așa ceva, pentru evitarea acestor, ca să nu-ți facă treaba. Că dacă ei apucă să-și facă treaba, e mai greu de trebuie să ajungă antibiotici. Atunci iau niște aspirină, am vitamina C, un ceai cu lămâi. Cum vă protejați? De gripă, de răceli? Da, nu mă protejez. Na. Când, dacă apar primele simptome, na, acasă. Am fost și la doctor. Și acasă cum procedați? Da, un ceai fierbinte cu lămâi, cu vitamina C sau... Na, nu e... Aveți grijă și la alimentație acum, în perioada asta rece? Da, alimentați, da. Da, cu fructe, cu legume, da. Mai bem câte un ceai, la căldurică în casă. Da, spuneți-mi, la primele simptome vă adresați medicului sau încercați să tratați acasă? Eu de obicei nu răcesc și mă tratez acasă. Da. Reușiți să nu răciți? Păi mă îmbrac adecvat după sezon. Dacă ești gol, de bună seamă că răcești. Dar mă îmbrac adecvat. Stând la cald, respectând sfatul medicului. Numai săptămâna trecută s-au înregistrat în județ 2000 de cazuri de infecții acute respiratorii și aproximativ 400 de cazuri de pneumonie.